Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Gabi Ralea DIY and Decor. Am astăzi pentru voi un proiect senzațional și spun asta nu doar pentru că e făcut de mine, ci pentru că rezultatul pe care l-am obținut plecând de la o resursă aproape fără nicio valoare este efectiv grozav. Mai exact, am avut o ușă veche de la o casă bătrânească ce urma să fie demolată și am transformat-o într-un organizator. Asta este exact ceea ce mie îmi trebuia în biroul din atelier, adică un loc în care să-mi pun la un loc proiectele, în care să le am afișate, să le am mereu sub ochi și să-mi fie ușor să le organizez. Sigur că nu toată lumea are astfel de resurse în casă, dar ideea acestui proiect este alta. Ne uităm bine la orice lucru înainte de a-l arunca. De ce? Pentru că poate, dacă ne punem la contribuție mintea și un pic de creativitate, rezultatul pe care noi îl obținem poate să iasă efectiv senzațional. Vă invit să mă urmăriți, abonați-vă la canal ca să primiți în continuare notificări în legătură cu videourile noi. Haideți să vedem despre ce e vorba în acest proiect. Ușa aceasta, așa cum v-am spus, este foarte veche, de la o casă bătrânească, iar înainte de a o folosi m-am asigurat că nu are dăunători, pentru că era important să nu aduc cari sau alte gângănii la mine în atelier. Am curățat-o bine de praf și am și șlefuit-o înainte de a o urca la mine în atelier. A stat ceva vreme, apoi am curățat-o din nou de praf. Nu am reparat-o în profunzime pentru că efectiv era foarte multă muncă. Era oricum destul de crăpată și avea o mulțime de găuri. Am plecat de la ideea că dacă nu iese ceva ok, bine, asta este, dar până la urmă m-am apucat de vopsit așa cum era, după ce am curățat-o și am șters-o de praf și am șters-o și cu alcool tehnic și am trecut la vopsit. Am vopsit-o cu Fusion Mineral Paint, o vopsea despre care eu v-am mai spus, pe care o folosesc pentru că are o putere foarte mare de acoperire pe bază de apă. Am dat un singur strat și după cum vedeți a acoperit perfect. Ce am făcut în continuare a fost să folosesc o formă pentru tăiat biscuiții ca să fac niște modele în partea de jos unde mi se părea că ușa este într-o culoare mult prea solidă. Bulele astea, cercurile acestea, cercurilor acestora le-am adăugat apoi câteva detalii cu vopsea acrilică, roz, corai și apoi alb. Ideea era să fac un model ușor, fără să muncesc mult, care să fie și potrivit, sprințar oarecum, care să fie potrivit cu natura obiectului pe care eu voiam de fapt să îl creez. Și așa, desenând în prima fază cu forma înmuiată în vopsea galbenă și apoi cu mâna, am creat aceste bule. Nu am dat pe deasupra cu nimic, nu le-am sigilat, nu este nevoie, am folosit vopsea Autentico și vopsea Fusion Mineral Paint, dar și o vopsea acrilică utilizată în mod normal pentru tablouri. De aceea nu era nevoie să aplic un alt strat de lac pe deasupra pentru a proteja vopseaua. Le-am aplicat la scurt timp după ce am vopsit ușa în negru, pentru că Fusion Mineral Paint s-a uscat rapid, vopsea neagră s-a uscat foarte repede, deci practic la câteva ore mai târziu după vopsire am putut să fac aceste detalii în partea de jos a ușii, în jumătatea de jos. Pentru polița de pe organizator am folosit o scândură pe care testasem la un moment dat vopseaua. I-am acoperit urmele de la cuie cu un pic de kit acrilic, foarte bun, se usucă foarte repede, l-am lăsat să se usuce și apoi l-am șlefuit ușor. Oricum eu nu voiam un aspect perfect, nu voiam să fie neapărat nivelat, doar că chiar nu arătau bine acele găuri pe polița mea colorată. După ce s-a uscat, așa cum am zis, am șlefuit-o puțin, după care am folosit mai multe culori, tot pentru un aspect neregulat, am folosit galben, practic culorile cu care am desenat și bulele din partea de jos a ușii. Nu am avut un model anume aici, pur și simplu am întins vopseaua amestecând-o direct pe suprafață, din toate culorile
pe bucățica aceea de lemn, ca și cum ar fi fost paleta unui pictor pe care el și-a amestecat sau și-a șters pensulele de vopsea. Voiam doar să am o bucățică colorată care să creeze un contrast pe acel organizator. Acea bucățică colorată scotea în evidență fundalul negru, dar crea și un... venea cu un element de divertisment, un element care ieșea oarecum în evidență și, într-adevăr, combinat această poliță cu raftul galben pe care eu l-am montat ulterior dedesubt, chiar rezultatul este foarte fain. Eu sunt foarte mândră de ceea ce a ieșit și chiar cred că a fost o idee bună să fac această combinație. Polița am prins-o cu două elemente metalice în L care mi-au rămas de la mobila de la IKEA. Le aveam prin casă, nu am cumpărat nimic. Acele elemente de susținere au însă niște găuri foarte mari, așa că am pus la fiecare element o șaibă, acel element rotund pe care îl vedeți, acea pastilă rotundă din metal este șaiba prin care am montat apoi șuruburile. Următorul pas este prinderea poliței pe ușă. Aici se vede la ce folosesc cele două L-uri metalice pe care le-am montat mai devreme. Am fixat întâi ușa în poziție dreaptă, după care și polița dreaptă cu ajutorul unui poloboc. Am prins polița cu șuruburi. Aici recunosc că m-am chinuit un pic, am folosit o șurubelniță electrică de la Makita pentru prima oară și nu m-am descurcat atât de rapid cu ea pe cât aș fi vrut, chestie de obișnuință. Dar altceva vreau să vă spun, lemnul acela mi-am explicat în momentul în care am pus șuruburile de ce a rezistat lemnul acela atât de mult. Este un lemn foarte tare, habar n-am din ce este, dar într-adevăr nu mi-a fost foarte ușor să pun șuruburile, dar mi-e clar că odată ce le-am montat, polița acolo rămâne. Am făcut întâi semne ca să știu unde le montez, întâi într-o parte, apoi în cealaltă. Ulterior am și vopsit acele elemente metalice tot cu negru ca să nu fie vizibile de la distanță. Apoi am fixat coșulețul galben, tot așa am căutat să îl așez drept, am căutat mijlocul coșulețului care s-a suprapus cu mijlocul ușii, l-am îndreptat, am agățat, am montat cele două șuruburi pentru agățare, le-am strâns, le-am pus în lemn, în ușă cu ajutorul șurubelniței, după care pe ele am agățat coșulețul. Panoul l-am prins cu două elemente de prindere speciale, sunt cele care se folosesc și pentru tablou. Ca să-l așez drept, tot așa am căutat întâi mijlocul ușii pe care am urmărit să-l suprapun cu mijlocul panoului. Apoi am făcut semne unde anume ar trebui să vină panoul ca să fie drept. Am montat două șuruburi și pe acele șuruburi am prins apoi, am agățat panoul din plută. În finală, chiar arată foarte bine bulele desenate de mine și ușa pe ansamblu. Eu sunt într-adevăr surprinsă și sunt foarte încântată de ce a putut ieși dintr-un astfel de proiect, de la care recunosc că inițial nu aveam cine știe ce așteptări. Bine, e adevărat că nu toată lumea are în casă lemne, scânduri, vopsea așa cum am eu. Ideea este însă alta. Înainte de a decide că aruncăm un obiect, să ne uităm bine la el și să ne întrebăm oare ce aș putea să fac eu din el? Oare la ce anume l-aș putea folosi? Cum l-aș putea recondiționa? Cum l-aș putea recicla sau reutiliza? Pentru că nu știi niciodată, decât dacă îți pui un pic mintea la contribuție și creativitatea, nu știi niciodată la ce anume poți să ajungi. Resursele sunt limitate, iar eu una cred foarte mult în ideea asta de sustenabilitate. Acesta este un proiect sustenabil și mai cred încă ceva, că nu există două mâini stângi, că există doar oameni care încă nu au descoperit ce să facă cu ele. Un astfel de proiect, un astfel de obiect vechi este oportunitatea perfectă să încerci să-ți folosești mâinile și să vezi ce anume poți să creezi cu ele. Paguba nu va fi mare. În cel mai rău caz, strici poate un pic de vopsea, niște cuie, o pensulă, dar chiar nu este nicio pagubă, pentru că pe de altă parte s-ar putea să descoperi că îți place să meșterești, că ceea ce faci tu chiar arată bine și ți este util. Pe mine trebuie să mă urmăriți și în continuare, pentru că am o mulțime de alte proiecte creative, o mulțime de idei sustenabile, atât pe blog, pe Gabi Ralea, pe Instagram, Gabi Ralea,
și pe Facebook, pe pagina de Facebook a blogului gabirelea.ro, dar și aici pe YouTube. Așa că vă rog să mă urmăriți în continuare, abonați-vă și veți primi în fiecare săptămână notificări, pentru că în fiecare săptămână postez alte proiecte cât se poate de simpatice și de creative. Rămâneți cu bine, să ne vedem cu bine la următorul proiect. Și țineți minte, nu există două mâini stângi, există doar oameni care încă nu au descoperit ce să facă cu ele.